Vă salut, dragi prieteni! Sunt al vostru Adi de la Vâlcea. Azi vin cu un video extrem de inedit. Vreau să vin în ajutorul celor care au probleme lombare, probleme cu spatele, pentru că văd că aceste probleme sunt foarte des întâlnite. Eu sunt unul dintre cei care au probleme cu spatele de foarte mult timp. Acum și băiatul meu, care are o vârstă 26 de ani, și tot mai răspândită este această afecțiune, probleme lombare, cervicale și așa mai departe. Vă împărtășesc puțin din periplul meu până ajunge aici, în acest cabinet. Vreau să vă spun că am încercat lucruri care unora vi s-ar putea părea hilare. Vă dau un exemplu. Am fost la un medic care îmi citea în ochi, ca să vedeți ce am putut să fac, pentru că oricine mi-a recomandat pe cineva, pentru că aproape oricine are un medic al lui care spune: am un medic bun. Am mers la toți medicii buni care mi-au fost recomandați. Și vreau să vă spun așa, ca idee, cu majoritatea la care am fost m-am și împrietenit, kinoterapeuții, masori și așa mai departe. De exemplu, am fost un prieten, Yoshi, japonez, făceam un masaj japonez, făceam naveta la Pitești, am făcut acupunctură și un fel de chiropractie, despre ceea ce o să vorbim de fapt astăzi. Deci acupunctură, masaj japonez, cu prietenul meu Emil Guiu, masorul echipei naționale de handbal, exerciții și așa mai departe. Ce am mai făcut, doamne, că la mine e ceva de râs. Injecții în spate, făceam câte 18 injecții pe ședință cu ozon. Vă dați seama că sunt dureroase. Ce să faci 18 și trebuie să fac 10 ședințe. Am fost la Monța, tot așa, prietenul meu Jean de la Craiova mi-a recomandat un medic. Acolo la fel, n-am înțeles nimic. Am făcut 5 remene din 2015. În toate îmi spuneau că nu am nicio problemă cu coloana vertebrală, care m-a lăsat cu semne de întrebare. Eu am problema aia, că eu nu pot să mă plec. Și vă spun că atunci când făceam acestea cu ozon, am întrebat pe doamna doctor: da, doctor, dar au plecat pacienți de aici. Încercam să-mi spăl eu creierul, să-mi ridic moralul, ca să rezist la injecțiile alea. Și într-un final doamna spune: domnul Adi, nu pot să-l fac la 25 de ani, ameliorează așa. Și atunci m-am oprit, am zis: doamne, să vin aici să fac 180 de injecții în spate ca să-mi spună că doar că ameliorează. Ce am mai făcut? Am făcut extrem de multe, ca să vă dați seama cât de mult am încercat să-mi rezolv problema care o aveam, pentru că e o problemă foarte deranjantă, să nu te poți apleca. Eu ca să-mi iau ciorap în picioare, la mine e o aventură întreagă. Dacă a stat lângă mine, ați râde prima dată. Sunt lucruri foarte grave, spun eu, și s-a acutizat în timp această afecțiune. Într-un final, vreau să vă spun că aproape dezamăgit de că nu reușeam să-mi rezolv problema asta, un prieten al meu, care avea probleme de la inelul 2 la inelul 11, îmi spune: ca toată lumea, am eu un medic bun. Iarăși am zis: dacă ai tu un medic bun, dă numărul. Acest prieten al meu, coleg, a fost la un alt prieten chirurg să-l opereze, care i-a spus: și dacă ești fratele meu, nu te operez. Vă dați seama cât de grav avea, de la inelul 2 până la inelul 11. Și acum să ajung la motivul pentru care facem această filmare. Mi-a dat numărul unui medic. Numele lui este Loran Ferenc, din Cluj-Napoca. L-am sunat pe dânsul într-o zi, m-am prezentat cine sunt și i-a spus: aș vrea să vin marți la dumneavoastră. Asta eu sunam cum ar fi vineri. Prima dată l-a luat râsul. Face: da, dar la mine peste 2 luni ați avea loc să vă fac o programare. Prin voia bunului Dumnezeu m-a sunat și mi-a găsit un loc după program, ceea ce îi mulțumesc sincer.
Și vă spun că de atunci situația mea s-a schimbat. Mă simt mult mai bine. Nu sunt, nu am scăpat, adică să nu înțelegeți, gata, eu pot să fac acum flic-flacuri și tot. Ce mi-a plăcut mult, că atunci când m-am dus cu remeneul, remene care îl văzuseră deja N medici și numai medici de calibru, nu mergeam la oricine. Mi-a văzut niște probleme pe remene care alți medici nu le-au văzut, cu tot respectul pentru ei, poate au avut o zi mai slabă sau nu știu, alte motive. Vreau să vi-l prezint pe Laurent Ferenc. O să stăm puțin de vorbă. Domn doctor, tot respectul. Mulțumesc. Și mă bucur că facem treaba asta. O fac cu mare plăcere, sincer. Dar cu mare plăcere fac. Mulțumesc frumos. Mister, bine te-am găsit. Pare bine că ne revedem. Încă o dată, sunt bucuros că pot să fac filmarea asta, să te... Vreau cât mai multă lume să se bucure de bucuria mea. Și știu că ești extrem, extrem de ocupat. Foarte greu să obțin o programare. Vreau să vă punctez ceva. De mult am vrut, nu știam cum să îl ajut și eu cumva pentru ajutorul care mi-l dă mie și vreau să-i propun să fac ceea ce fac acum. Dar mă gândeam, dar de ce ar face treaba asta? Pentru că este ocupat două luni în avans. Doar apoi l-am auzit că vrei să te... Vreau să mă extind. Sunt foarte mulți pacienți, am pacienți din toată țara și sunt unii pacienți care din motive, spun, financiare sau nu pot să-și iei liber de la lucru, să vină până la Cluj și așa mai departe. Atunci am decis ca să deschid în mai multe puncte de clinici, mai multe cabinete, mai multe orașe. Foarte ca oamenii să beneficieze de acest tratament și oamenii care nu au posibilitatea să vină la mine. Eu sunt unul dintre ei, vin de la Râmnicu Vâlcea. Și vreau să spun celor care ne privesc că procedura durează 4-5 minute. Depinde de la 5 minute, de la 15 minute. Dar rezultatele se văd, nu duratea, până la urmă rezultatul contează. Eu am simțit din prima ședință, eu chiar am simțit și sunt foarte bucuros pentru că mi-a mai spus un lucru, bine, nu știu dacă vrea să-l spun, dar un lucru care contează mult, mi-a dat o mare încredere, mi-a spus că eu cu gândul și la operație și mai și că mi-a spus că trăiesc eu, nu te vei opera. Da. Mi-a plăcut asta, sincer, mi-a dat așa o încredere. La noi, până acum, dacă cineva avea probleme de coloană, spune o hernie de disc, o protuzie discală, erau două variante. Kinetoterapia, fizioterapia sau intervenția chirurgicală, care sunt la doi poli opuși. Intervenția chirurgicală fiind invazivă, multă lume are frică de aceasta. Și avem niște neurochirurgi foarte, foarte, foarte buni, nici ei nu pot, adică nimeni nu poate garanta că va fi bine. Și am zis, hai că este chiropractica, are între cele două. Și foarte, foarte mulți pacienți se stabilizează prin chiropractică și eu vreau ca lumea să știe că mai există încă un tratament, chiropractica. De aceea până la operație. Până la operație. Da. Poate mulți nu știu treaba asta. Nu spun că operația nu este bună. Colaborez cu neurochirurgi și am cazuri în care s-a avansat așa de mult boala încât efectiv nu am ce face. Eu recunosc când vine pacient și recunosc. Nu am cum să te ajut mai mult. Ok, și atunci ai redirecționez la neurochirurg. Un lucru foarte corect. Da. Unde ai deprins? Am mai multe speciale în străinătate. În România nu este facultate de chiropractică. Am fost de la Canada, Franța, Barcelona, Suedia. Am foarte multe specializări. Specializarea mea principală este pe tehnica Gonstead, care este una dintre cele mai sigure și cele mai punctuale. Am făcut această specializare și prin această specializare am fost un membru a Asociației Mondiale de Chiropractică Gonstead. Sunt singurul pe Europa Centrală și pe Europa de Est. Nu este nimeni. Eu am mai auzit ceva, scuză-mă că te întreb, că sunt foarte mulți chiropracticieni în România. Da. Că doar 3 sunt medici
Da, și ai fi unul dintre ei. Da, sunt eu și mai sunt doi medici la București. Problema este legislația la noi, în care nu este efort de control, legislația nu este bine definită încât să se poată face un control și să vadă cine practică și cine nu. Foarte multă lume se însușește această meserie, fiindcă este o nișă. Și zice, ai, ce ușor și eu fac chestia asta. Da, în față de pe, cred că pe YouTube. De pe YouTube și așa mai departe. Și toată lumea este chiropractor. Problema este că îți fac foarte mult rău. Puteți să ai noțiuni de medicină, boli asociate, imagistică și să știi și tratament să știi propriu zis. Eu vreau să spun celor care ne privesc. Am mers la un chiropractician, mergeam în București. Ți-am zis, oricine îmi recomanda pe cineva, mă duceam, adică nu eram un tip care nu am făcut tot ce trebuia, adică tot ce s-a putut face pentru problema mea. Îi luasem frica. Deja când puneam mâna pe mine, știam că o trage alea, deja mă încordam, la tine este altfel. Aproape că la început te bănuiam că nu e în regulă. Că simplu așa, ușor, dar zic, dar de ce nu mă doare? De ce, cum știam eu? Că... Și iar mi-a plăcut că pe mine, de fapt, mă interesează să mă doară, să văd că se întâmplă ceva cu afecțiunea mea. Rezultat. Asta este. Aici se vede diferențierea, fiindcă toată lumea a învățat după ureche, a văzut pe YouTube așa, și toată lumea face, pune forță. Dar nu trebuie, cu cât mai multă forță depui, cu atâta precizia scade. Deci tu trebuie să iei segmentat, deci iei un segment, o vertebră, un disc și lucrezi pe acela. Nu tragi de pacient, nu pui presiune, nu, fiindcă faptul face foarte, foarte mult rău. Și oamenii nu înțeleg chestia asta. Ce le recomand, înainte să ajungă la cineva, acum avem internet, avem informații peste tot, să se intereseze, să vadă, fiindcă este vorba de sănătatea lor și odată ce sănătatea se pierde, foarte greu de recuperat. Așa este, da. Pe mine m-a făcut, am spus și în prologul meu, m-a făcut să ajung la tine Narcis, da, care e săracul, și mi-a spus, Adi, nu mai am nicio problemă. Îmi amintesc de domnul Narcis, că avea probleme foarte, foarte mari, da, când a ajuns la mine. Cu ajutorul Dumnezeu am reușit să-l stabilizez. Mi-am dat seama, a zis, când mi-am pus centura siguranță, că pot să-mi pun să ajungă cu mâna aici. Și soția, vă povestesc că și cu soția mea, cu Chris, că acum noi mergem toată familia aici. Și Laurent, îmi permit că am devenit prieteni între timp, Laurent îmi spunea, mă întreba pe mine, ca să capete informații despre afecțiune. Îți amorțește ceva, picior? Dar Cristina, care era în cabine, spune, mie mi-amorțește. Dar el întreabă, ce? Degetele, vârful degetelor. Și acum el întreabă imediat și la cap, dureri de cap, amețeții, dureri. Da, și asta, da. Cervical, trece aici. Știi că n-am mai avut nicio problemă. Da, acum 8 luni parcă a fost. Da. Nu am mai avut problemă. Băiatul meu, Alex, l-am adus și pe el. A cumpărat niște ședințe la o clinică în Sibiu. Și a mers, a făcut naveta, Vâlcea, Sibiu, 10 ședințe. Stătea câte 3 ore și ceva acolo. Nu a simțit mai nimic. Durerea lui era la fel. După ce a fost la tine, să știi, s-a schimbat total. Asta pe mine mă interesează. Asta vreau și eu, ca lumea să vadă că este un tratament care funcționează. Trebuie făcut cum trebuie, se face pe imagistică, radiografic, cum ai făcut și tu, RMN, da, pe CT, ca să lucrăm, să vedem exact ce este acolo și să excludem alte boli asociate, că aici este problema cea mai mare la chiropractor. Adică îți poate, vii tu și ai o problemă la coloană, dar eu nu știu să citesc un RMN, să spunem. Da. Și tu ai acolo la coloană, spun, ai un chist. Ai, spunem, Doamne fer, o tumoară, malignă, benignă. Și eu îți fac acolo un tratament, îți fac o manipulare și îți fac mai mult rău. Neștiind imagistică, vine pacientul, ei, hai că te puși. Și poc, și dată vezi că pacientul îți rămâne acolo, se mai poate ridica. Sau îți merge acasă, da. Se mai poate ridica, și merge acasă și te sună a doua zi, care niște dureri infernale, nu mai poate să... Apropo de ce spui acum, am venit cu remeneul
aici la Lora și mi-a citit remeniu. Credeți-mă, în câteva minute mi-a spus lucruri care nu le-au văzut poate 10 medici la care am fost cu 5 remene de 2015 până în 2021 sau când am venit 22. Le-am dat la cei mai, care mai cunoscuți care puteam eu să am contact. Și nu mi-au văzut, toți îmi spuneau că n-am probleme cu... Tu ai văzut, mi-ai văzut problema de aici, da, care n-a văzut-o nimeni. Am făcut un remene și aici, în partea asta, mi-a cerut un medic, dar un medic foarte bun, care am mare respect. După ce am arătat ce ai semnalat tu, a spus, da, așa este. Aici mi-a văzut o problemă care o aveam, o inflamație, și mi-a văzut fisura pe, da, pe dic, care n-a văzut nimeni așa ceva. Eu și știu când am avut fisura aia, când mi s-a întâmplat. Da. Și mi-ai spus, este o fisură veche. Da. Atunci am devenit fanul tău. Nu-i vorba de... Deci eu, niciodată, ca să vă zic, eu, în, ca și chiropractor, noi suntem învățați să vedem lucrurile mărunte. Lucrurile mărunte pot să dau niște simptome foarte urâte. Nu neapărat să fie o hernie de disc mare, să fie o fractură de vertebră mare sau să fie o subluxație, o anterolisteză, ceva. Deci, lucrurile mărunte și noi suntem axați pe lucrurile mărunte. Și atunci le zic tot, lucrul ăla mărunt, când vezi bobul ăla de mază de acolo care este ieșit, acela îți dă durere simptomele care le ai. Nu, ești, colegii mei, niciodată n-am zis că uite că nu a văzut, nu. Foarte mulți care nu sunt obișnuiți să se uite la așa ceva. Da. Eu, asta mi s-a întâmplat mie. Adică oamenii n-au văzut, căutau o hernie mare, probabil, da, ceva. Da, căutau o hernie mare, dar acolo când se uiți la o segmentă și vezi că acolo este o chestie mică. O chestie mică aia ți-a dat simptomele care le-ai avut. Mă crezi, am arătat ceea ce observasei tu, vi l-ai încercuit. Și l-am arătat unui medic foarte bun de la noi. Un medic, într-adevăr, care e medic. Doar scăpări are o cincă, nu este știință exactă, da, nu. Și l-am arătat și a spus, da, așa este. Și, cum să spun, simțea, el, de ce mi l-am arătat? Pentru că știam că vrea să cunoască treaba asta. Este un medic bun și vrea să știe treaba asta. Alții poate s-ar fi supărat, nu le-aș fi arătat oricui. Dar medicul de care îți vorbesc a învățat din treaba aia și el vrea să învețe. Un medic care învață în fiecare zi. Așa vreau medici să fie, sincer. Așa trebuie să fie. Niciodată nu o să zic că eu știu toate. Nu știu toate. Fiecare zi învăț. Și fiecare zi ce învăț, adaptez la necesitățile pacientului. Am fost la un medic extrem de sus era. Mi-a încercat 4 injecții în spate, n-a mers și m-a abandonat pur și simplu. Deci pur și simplu am simțit că nu, îmi dădea de înțeles că nu mai are nicio soluție pentru mine. Și vrea să scape cumva de mine ca și pacient. Acum ați scăpat, cel mai bine spun, dacă am și eu un pacient care vine și chiar nu reușesc, atunci mai bine îl îndrum. Asta, eu asta aștept de la un medic. Deci nu, este peste capacitatea mea, hai să te îndrum să faci. Exact, să sun un alt medic, așa e corect. Aveți o tagma voastră care... Da, deci cel mai bine așa e. Și eu colaborez cu kineto, fiindcă odată știi cum ți-am spus, că ți-am stabilizat coloana, trebuie să faci mișcare, să întărești musculatura. Da, da, da. Abdomen, spate, cu kinetoterapeut, ca la sală de sport, la unde trebuie să faci ca să menții, cu cât mai mult se menține musculatura, cu atâta mai rar ajungi înapoi la mine. Îți mărturisesc că nu prea mai fac. Am încercat, dar uite, de la COVID-ul ăsta, să știi că am rămas așa... Am o vorbă, nu mai urc dealul cum urcam, ca să fii... Să știi că eu făceam sală, eu am fost sportiv în viața mea, pot să spun că am făcut sport mult. Am avut o sală de fitness, știu cu ce se mănâncă. Dar de la COVID-ul ăsta nu mai merge. Trebuie să trecem și să tragem de noi, fiindcă corpul se regenerează foarte ușor dacă îl munci. Mișcarea lui... Trebuie să mă apuc de mișcare. Să știi că vorbeam de asta, de că fiecare are un medic, știi? Sau și la PECO, la mecanici de mașini. Am eu un mecanic bun, știi, e vorba asta. Tot dacă cu multă lume, am eu un medic bun, care pe el l-a ajutat. Am întâlnit oameni care le spun, te merg la... Am eu unul bun. Deci stau, că eu ți-am zis că sunt deschis. Da. Cum îi cheamă? Laurent Ferenc. Dar cred că de 3-4 ori mi s-a întâmplat treaba asta, știi?
Păi zic, la el merg. O, ce bine! Dar unde ai vrea să-ți deschizi? Am cereri, spun, Baia Mare, am Târgu Mureș, am la Râmnică Vulcea, am la Călimănești, am peste tot am cereri. Și acum ideea, în primul rând, să găsesc un om care să vină la mine ca să îl instruiesc. Corect. Nu poți să stai fizic nu, în nu. Să-l instruiesc, să-i dau tot ceea ce știu eu, care va fi pe un termen lung instruirea. Adică eu trebuie să îi dau tot ce am învățat în anii aceștia și când eu voi fi sigur că este pregătit, atunci vom deschide în locația, în orașul acela, fiindcă și el va lucra sub îndrumarea mea. Corect. Eu voi veni periodic acolo, mă voi întâlni cu pacienți, mă voi vedea cum merg treburile și ca să ce fac. Bine ar fi. Să ajutăm lumea, că până la urmă asta este menirea noastră. Am o propunere să începi cu Vâlcea. Primul care deschis să fie Vâlcea. Dacă găsim un om care este dispus să vină în Cluj, să stea în Cluj câteva luni bune să-l învăț, eu sunt deschis în orice oraș să deschid. Dacă cineva ne aude din Râmnicu Vâlcea și crede, eu aș crede că e o oportunitate pentru cel care ne aude, să faci practică cu un medic de așa talie, să ne scrie, o să las adresa de mail, numărul asta, telefon, să spui ce, că numărul știu că da, nu l-are oricine, numărul da, adresa și... de mail, număr de telefon, am nevoie de cineva să fi terminat kinetoterapia. Da, nu oricine, nu, corect. Nu, da. Pot, de ce să fie minim kinetoterapia și se va lucra sub licența mea. Adică sub licența mea el va putea să lucreze în acest domeniu, care este o nișă. Altundeva n-ar avea unde să învețe și va fi într-un mediu sigur, îl introduc într-un mediu în care va ajuta foarte multă lume și recompensa, nu financiar este conectă, recompensa pacienților, vezi cum ești tu, ești mulțumit și când un pacient vine la tine și zice, domnule, m-ai salvat, pot lucra. Ca și o paranteză, am avut acum câțiva ani un pacient din Craiova, care a sunat pentru o programare și mi-a zis, zice, domnule, ajutați-mă, am 3 zile ca să mă fac bine, altfel mă dau afară de la lucru. Eu sunt singurul care aduc bani în casă, să-mi țin copiii la facultate și la școală și nu pot permite acest lucru. L-am luat pe urgență, l-am ajutat, i-am făcut tratament, n-am mai știut nimic de el. După un an de zile, mi-a sunat cineva la cabinet, a intrat în cabinet și mi-a spus, nu știu dacă vă amintiți de mine, eu sunt pacientul acela din Craiova care a venit atunci cu problema și m-a zis că mă dă afară. Am reușit să mai am refăcut în 3 zile, am reușit să lucrez, am reușit după aceea să-mi schimb locul de muncă și să-mi întrețin familia. Oh, ce frumos este asta! Și a fost un tratament de fost și prin chestia asta poți să-ți dai seama ce amprentă poți să ai asupra omului. Deci toate se leagă între ele. Mie Narcis când mi-a spus, eu, adică aproape că nu credeam, știi? La ce grav era el, eu eram mai nimic. Și mare lucru că poți să faci oamenii, hai să zicem, fericiți. Dar nu știu, e mai mult decât fericire, să iei trauma asta care o are, că e foarte greu. Uite, pentru mine e foarte greu, crede-mă. O durere strică tot. Toată calitatea vieții. Exact, asta spun. Adică nu mai poți să-ți faci un hobby, nu mai poți să faci locul de muncă, nu mai poți să stai... Deci ești un om, ai o parte negativă în tine care nu... Da. Da. Care... Mi-a plăcut și abordarea care am avut-o prima dată. Când mi-ai spus, te fac bine. Dar așa cu o siguranță, nu știu dacă mai reții discuția. Rețin. Deci eu îmi dau seama, deci în primul rând, după ce ți-am văzut RMN-ul și după ce vorbesc cu pacientul. Adică tot ce îmi zice pacientul, simptomatologie, ce simte el, acolo îmi dau seama cât de gravă este problema și să-ți explic de ce. Sunt foarte mulți pacienți care au, spun, o hernie de disc lombară și una cervicală și își fac cu RMN pe toată coloana. De-aia au numai simptome cervicale și vine la mine și mă uit pe RMN și zic, știți că aveți și o problemă lombară, o hernie de disc. Și zic, nu știam, dar acolo nu mă doare. Eu nu mă ating de zona aceea. Unde nu-l doare. Da. Fiindcă, până la urmă, pe mine mă interesează să îi rezolv problemul de doare. Fiindcă dacă el are o hernie de disc acolo, care e asimptomatică
și lucrează, dar nu ne atingem de plantea. Asta e una dintre părțile de chiropractică care este, se diferențiază de celelalte tratamente. Ai o problemă, nu te doare, nu ne atingem. Mergem în partea unde te doare. E logic, corect. Și corect. Dacă nu te doare, de ce să o zgâmă eu să o... Da. Acest tratament funcționează și de la copii nou născuți. Așa, am vrut să revin, am o specializare făcută în Paris pe copii nou născuți. Pe copii de la vârsta de 10 zile, am copii care au fost nașteri foarte grele, care au avut anumite subluxații. Și atunci lucrez pe ei de la vârstă foarte fragedă, care dacă nu se intervine, atunci pe parcursul vieții o să aibă probleme foarte mari. Deci la mine pacienții de la vârsta de 10 zile până la 99 de ani plus. Ai avut? Da, am avut. Câți pacienți ai avut până acum așa, așa estimativ? Pe baza de date undeva la 50.000. Pe bune! Am pacienți și... Oameni bune, am 50.000 de pacienți. Am foarte mulți pacienți din străinătate care... Da. Sunt oameni care sunt, nu sunt români, plecați, sunt străini din Suedia, din Italia, care ieșeau. Acum am avut două săptămâni din Serbia, mi-au venit doi pacienți, fiindcă caută pe internet. Cum am zis, sunt membru Asociației Mondiale, văd că nu mai sunt. Vin cu avionul, vin cu mașina, le fac tratament și pleacă. Și asta îmi dă mie o satisfacție. Că îmi dă o satisfacție că ceea ce fac ajută. Da, ajută, da, fiindcă da, dacă da, n-ar ajuta, n-ar veni. Asta vreau să fac și pentru asta îți mulțumesc că prin chestia asta pot să promovez chiropractic acest tratament. Mă bucur foarte mult, ți-am zis, am vrut eu să-ți propun treaba asta, zis, mă gândeam, măi, omul ăsta mă ajută pe mine extraordinar. Eu cu ce pot să rău? Să-i cânt o melodie în cel mai bun caz? Sau prin reprezentarea asta media să-l ajut cu asta? Dar zic, da, la el nu poți să intri decât peste două luni. Nu cred că are nevoie de reclamă, zic. Dar când mi-ai spus că proiectul este să te extinzi, zic, acum e momentul, zic. Acum este moment, da, să știi. Mă bucur că pot să fac treaba asta. Deci unde te pot găsi? Noi avem site-ul www.chiromedical.ro. Avem și pagina de Facebook Chiromedical Cluj, Instagram și sunt numere de telefon. O să te rog să-mi lași toate datele, să le punem în descriere, că... Eu garantez că foarte multă lume o să vadă acest vlog, hai să-i spunem, sau video, pentru că, mă repet, atâta lume știu cu probleme cu spatele. Când am fost la acel kinetoterapeut, să spun, nu știu unde se încadra, și cu acupunctură, avea foarte mulți pacienți. Am fost câteva zile, n-am văzut decât o dată un om în vârstă peste 60 de ani. Restul numai până în 40 erau. Deci oameni tineri, uite, băiatul meu are 26 și are probleme cu spatele. De ce? Că se stă mult la computer. Înainte se mergea mult pe jos, pe vremea noastră, zic. Nu mișcarea fizică, că nu, sala nu era atunci pe vremurile... Dar se mergea mult, nu erau mașini, nu era calculator să stai... în poziția asta greșită care o stăm. Și foarte multă lume, uite, o să urmărești, să vezi câtă lume are nevoie de ajutorul tău. La noi problema este prevenția. Prevenția însemnând să-ți întreții musculatura. Adică, până la urmă, noi suntem un schelet care musculatura ne ține. Da. Nu există la noi deloc prevenție. La noi este muncă. Dacă mă doare un pic spatele, hai că mă mai duc așa, mă mai bucez. Așa am făcut și eu. Mă mai doare mai tare, hai că iau un medicament. Mă blochez, hai că iau o săptămână, medicament, stau în pat. Dar nu există prevenția acestea și mai ales la copii, la adolescenți, care acum, cum ai spus tu, nu mai există să vezi copii să se joace afară. Ești. La noi aia era sportul. Și gagicile le agață tot în poziția asta. Înțelegi? Calculator. Deci nu mai există mișcare, nu mai este. Și din pricina asta am copii de 17 ani cu hernii de disc. Da. Cu hernii de disc. Care stau. Am copii de 7-8 ani care are deja simptome de spondiloză cervicală, vertij, dureri de cap, da. Nețetoșată. Fiindcă stă la telefon, stă la calculator, nu face mișcare. Deci, ca un sfat, părinți, dați-vă copiii la sport. Dacă nu faci, dați-i la sport, că este foarte important să se dezvolte armonios. Așa pe viitor să nu aibă probleme.
fiindcă mulți părinți vin la mine și zic, a, nu are timp că trebuie să învețe la școală și așa mai departe, trebuie să învețe la aia, la capacitate, la fac și așa. Am înțeles, dar de două ori pe săptămână, câte ore, oricine își poate face timp. Plus ajută, faci mișcare, faci sport, îți limpezești creierul și poți să înveți mai bine. Da, dar este, trebuie să fie un echilibru, o balanță între toate. Și sport și o educație bună. Acum depinde și dacă nu faci fotbal. Dacă nu faci fotbal, ai șansă să ai și o educație bună. Cum băiatul meu ales făcea tenis. Și îi spuneam, nu o să ajungi Djokovic sau Nadal, dar o să rămâi cu educație bună din... Sportul, da, îți faci o disciplină în viață. Da, da, așa este. Vreau să vă spun că, uite așa cum îl vedeți, îi plac și senzațiile tari. Îmi trimite niște poze în care zic, rămân fără medic. Enduro, nu? Da, motociclism, hard enduro. Ai marfă multă de acolo. Am de acolo, am foarte multe accidentări, dar este, fiind cu pacienți, fiind lucrând aici, am nevoie de un sport mai extrem în care să mă liniștesc, da, să îl mă limpezesc. Îmi promesc că acolo e relaxare, de este, fapt. Da. Pentru mine este relaxare în care mi-adun energia, spiritul, energia pozitivă, tot, și încep o nouă săptămână cu pacienții care stau și vin să-i ajut. Da. Păi venisem odată și era un străin, era cu... Da. Când eram, venise să se repare săracul de da. O motocicletă, tot da, așa. Da, este iar din Suedia, era un... Și să știți că ne mai leagă așa un lucru frumos, suntem credincioși. Foarte important. Și mi-a plăcut asta, sincer. Am încercat să facem schimb de melodii, cum se numesc melodiile astea, ca să spun cum? Melodii creștine, ca să fie pe înțelesul ascultătorilor, și îmi trimitea piese cu... și eu le știam pe toate, adică eram exact în aceeași direcție, cu... foarte frumos. Dumnezeu este pe prim plan. Da, eu tot timpul am o vorbă. Medicina are limitele, medicina plus credința nu are limite. Da, da. Tot timpul trebuie să știm că este o forță, că poți să-i spui Dumnezeu, poți să-i spui Buddha, poți să-i spui... Este o forță, este același, este, da. Aceea este o forță care te ajută și îți dă îndrumare în viață și te ajută în momentele grele. Aseară am revăzut, aseară chiar, cu Ben Carson, cu da. Unul din cei mai mari chirurgi din lume. Da. Și credința lui mi-a plăcut... Câtă credință, totdeauna se ruga înainte de operații. Doamne, dăm putere în mâini, dăm... Și mulți, mulți medici fac treaba asta. Foarte, foarte important. Da. Mi-a fost un pacient, profesorul Ducan, mi-a fost pacient de la București. Am auzit de dânsul, da. Este o somitate în tot ceea ce ține de medicină, neurologie și credință. Și el, când a venit la mine, am avut o discuție de câteva ori și mi-a explicat. Tot timpul să ai credință în tine, încă ți se vor deschide și ți se vor da niște... puteți niște o înțelepciune în care poți să rezolvi problema fizică. Deci fără credință nu vrei. Da. Așa e, Dumnezeu e pe primul plan și trebuie să fie la toată lumea. Ceilalți mai tineri vor înțelege când vor avansa în vârstă. Așa se întâmplă. Nu e rău nici atunci. Nu, niciodată. Și eu la 20 ceva de ani nu aveam chemarea asta. Și nu am nici pe acum, pot să spun, totală. Soția mea știe că... Da. Merge zilnic și mă bucur mult pentru asta. Mă bucur tare că am stat de vorbă și să știi că acum mi-am dat seama că nu te ajut pe tine. De fapt ajut pe cei care ne privesc acum. Asta doream și eu. Asta este, pentru că este la un nivel în care nu-i lipsește nimic. Și bine, aș și munci pentru treaba asta. Câștigul adevărat o să vedeți, că o să-l aveți voi cei care priviți acest lucru. Nu este Mesia, în primul rând vreau să înțelegeți și lucrul ăsta, să nu credeți. Cine crede că merge la doctor și va pleca vindecat de acolo, este o greșeală. E bun pentru moral, dar va fi și o dezamăgire în unele cazuri. Da. Este un om care poate ajuta, orice medic poate ajuta și am un respect foarte mare pentru medici. Eu să știi că... Pentru mine medicul este foarte sus. Pentru mine. Am un respect pentru medic.
noi ca și medici nu putem garanta rezultatul. Nimeni nu poate garanta, dar tot ce putem garanta că vom face tot posibilul ca să facem bine. Eu de la medici asta aștept, să văd că vrea să facă tot posibilul. Chiar dacă nu poate, vreau să văd că încearcă. Asta doresc eu ca și pacient, că acum eu pot să spun că sunt pacient. Eu la tine sunt pacient, dar sunt unul din pacienții fericiți. Repet, nu sunt vindecat, să știți că nu pot să fac contorsionism. Nu. Dar starea mea este mult mai bună, mult, mult, mult mai bună și mă bucur că l-am cunoscut. Că am mai avut încă, cum să spun, curajul sau nu găsesc poate cuvântul, să mai încerc încă o dată după atâtea încercări care le-am făcut, majoritatea fără rezultat. Toți și-au dat silința, au făcut tot ce au putut, dar pentru mine probabil sunt și un caz mai greu. Da, să mai spun, dar am mai fost undeva unde îmi făcea niște în spate coacele până îmi găsea unde este inflamația. Adică nu e ceva ușor să cineva să te înțepe, să-ți găsească locul ăla și am făcut-o și pe asta, adică tot ce am putut. Dar mă bucur că am ajuns aici. Vă mulțumim mult de tot. O să las în descriere datele unde l-ați putea găsi pe Loran Ferenț. Acum, în poziția asta de acum, trebuie să le găsești loc celor care să vină. Soția se ocupă de treaba asta. Da. Și acum, în încheiere, mi-a mai spus ceva, soția ta. Mi-a spus, dacă ți-a spus că te face bine, să știi că te face bine. Aici afară să te am de vorbă. Nu ți-am zis. Câtă încredere are în tine. Mulțumesc. Știi cum e? Aproape a fost ca promisiune. Adică soția așa trebuie să aibă încredere. Mulțumesc mult de tot și doamnei mulțumesc. Să ne vedem cu drag și să fim sănătoși, că asta e cel mai important. Doamne.